La final de an, toată lumea trage linie și face bilanțul. Enumeră realizările, recunoaște greșelile și își pune drept scop ca următorul an să fie unul mai bun. În mod normal, ar trebui să ne străduim ca să nu repetăm greșelile făcute sau, cum se spune la moldoveni, să nu călcăm pe aceeași greblă în anul care vine. Ideal ar fi ca noi să putem învăța din greșelile altora, dar suntem moldoveni și asta uneori ne ia tot timpul. Ori mie îmi pare că noi cam călcăm pe aceeași greblă în fiecare an de la independență încoace. Suntem pe ultima sută de metri anului 2019 și eu mă întreb cu ce s-a ales moldoveanul simplu după toate schimbările politice care au avut loc. La începutul lui 2019 era Plahotniuc și ceilalți polceni grămadă împotriva lui. La final de 2019 Plahotniuc nu mai este în țară. Dar la concret, s-a îmbunătățit cumva traiul moldoveanului simplu? Eu nu prea cred. Mai rău chiar, s-a majorat datoria de stat, iar deciziile luate de conducerea țării, de Igor Dodon, sunt influențate de Kremlin. La final de 2019 și fostul consilier al Maiei Sandu a înțeles că totuși pe timpul lui Plahotniuc în Republica Moldova era mai bine și voi aborda cele mai sensibile subiecte. Я часто в последнее время сравниваю президента Додона с Владом Плохотнюком. Я, честно говоря, задаю себе вопрос, даже не знаю, он, наверное, звучит немного некорректно, но кто из них лучше? Я, правда, ставлю вопрос, вот действительно так. Ну, знаете, по крайней мере, Плохотнюк, он все-таки принимал решение самостоятельно. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Президент Додон, сколько я себя помню, и в бытность его президентом, и до этого, он фактически никогда не принимал самостоятельных решений. Dar să le luăm pe rând. Și eu deloc nu vreau să aduc elogiul lui Plahotniuc sau altui politician. La începutul lui 2019, Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon promiteau că dacă îl dau jos pe Plahotniuc, atunci vor elimina și schemele acestuia din domeniul energetic, astfel în rezultat energia electrică se va ieftini semnificativ. Experții afiliați blocului acum, gen Sergiu Tofilat, chiar făceau calcule prin care demonstrau cât din prețul unui kilowatt ar merge chipurile în buzunarul lui Plahotniuc. Ei bine, cu ajutorul ambasadorului UE la Chișinău și cel al lui Dimitri Cozac, Maia Sandu și Năstase au făcut alianța cu Dodon. Plahotniuc a fost nevoit să plece din țară, așa zisele scheme au fost înlăturate, iar moldovenii din nordul țării plătesc acum cu 33 de bani mai mult pentru un kilowatt, iar cei din centru și sud cu 10 bani mai mult. Deci la capitolul energetic, dacă tragem linia la final de an, noi, cetățenii simpli, am avut doar de pierdut. Unde e miliardul? Ne tot întrebăm de prin 2015. Parcă e clar unde, dar în același timp acel miliard e de negăsit. Dar miliardul trebuie întors și desigur că tot de pe spatele moldoveanului simplu. Există o lege cunoscută drept legea miliardului, prin care moldoveanul simplu e obligat să achite an de an pentru acel miliard. La fel, Maia Sandu, Năstase și Dodon spuneau la început de 2019, dar și până atunci, că Plahotniuc e de vină. Jumătate de an Maia Sandu și Năstase cu Igor Dodon au fost într-o alianță, dar nu s-au grăbit să anuleze așa numita legea miliardului. Nici măcar nu discuta nimeni despre ea. Acum Dodon e singur la putere și la fel nu-și amintește de această lege. În schimb, de când sunt în opoziție, de legea miliardului și-au amintit ce din platforma DA și din PAS. De ce sunt ei atât de falși și de ce moldovenii ar trebui să-i creadă acum când ei au avut ocazia să anuleze această lege, dar n-au făcut-o? Călcăm din nou pe aceeași greblă și credem în mesajele lor populiste? Eu sper că nu. Aeroportul, un alt subiect sensibil care parcă ne doare, dar în același timp un subiect care îi lasă indiferenți pe majoritatea moldovenilor. Și asta pentru că omul simplu nu mai înțelege acum cine administrează singurul aeroport internațional din țară. Dacă e să fim obiectivi, povestea concesionării aeroportului a început în anul 2013, când pentru concesionarea aeroportului a votat pe lângă ministri din PDM și cei din PLDM, inclusiv Maia Sandu, care era ministru al educației. Nu ar trebui dânsa să nege acest lucru, deoarece există imagini video, precum și stenograma respective ședințe de guvern. După acel vot, aeroportul a ajuns de facto să fie gestionat de șor, iar acum am înțeles deja că aeroportul a ajuns pe mâna unui controversat miliardar rus. Igor Dodon, care de facto controlează tot procesul politic, a arătat el din deget și a amenințat în stânga și în dreapta, dar dacă s-a băgat oligarhul rus, e clar că dânsul nu va face nimic. Nimic n-a făcut nici Maia Sandu cât a fost prim-ministru. Cu ce ne-am ales noi, poporul simplu? La fel cu nimic. La început de 2019, toată societatea civilă, dar și Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon ne spuneau că instituțiile statului sunt capturate de Plahotniuc și ei vor veni la putere ca să le elibereze. Ce avem la final de an?
Un socialist în fruntea Curții Constituționale a ajuns acolo cu voturile celor din PAS și din platforma DAM. Consilierul lui Dodon în fruntea CNA, aici deja pe lângă acum au votat și cei din PDM. Avem SISTE, SPPS subordonate direct lui Dodon și lista continuă. Din nou aceeași întrebare, ce a obținut cetățeanul simplu? Nimic. Cu riscul să supăr pe unii, dar în 2019 am asistat la un proces pe care eu îl numesc Dodonizare Republicii Moldova. Proces la care am contribuit plenar și Maia Sandu cu Andrei Năstase. Maia Sandu ne-a dodonizat și a plecat. Iar acum acest proces este susținut deja de PD-ul în frunte cu Pavel Filip. Și asta probabil pentru că Plahotniuc nu mai poate influența democrației. E mai bun Dodon decât Plahotniuc? O să vă dați seama, probabil, deja în 2020. La revedere și sărbători fericite tuturor! We'll be right back.